În ultimii ani, prea puțini târgujeni se strângeau în piața prefecturii pentru a asista la manifestările organizate cu ocazia Zilei Naționale. În acest an, autoritățile vor să facă o repetiție pentru 2018, când se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. Ne dorim să avem o colaborare cât mai bună pentru ziua de 1 decembrie și cu primăriile din județul Gorj. Asta în ideea în care, la anul fiind centenarul, sărbătorindu-se centenarul, se dorește o manifestare mult mai amplă. Anul acesta, deci cu un an înainte de centenar, putem să ne gândim la o, dacă vreți, o repetiție sau o verificare a modului în care răspund, în care pot răspunde primarii din județul Gorj la solicitările instituțiilor statului. 1 decembrie de anul acesta este gândit altfel. Publicul cel puțin va fi mai numeros, este ambiția prefectului Ciprian Florescu. Se dorește o sărbătoare amplă, o sărbătoare, un eveniment care să aducă în piața prefecturii cât mai mulți oameni, pentru că este până la urmă Ziua Națională și fiecare dintre noi trebuie să o tratăm cu respectul cuvenit, dar și cu atenție în ceea ce privește organizarea de evenimente. Și primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, se va afla printre participanții în acest an. Eu văd binevenită o astfel de inițiativă, ținând cont de faptul că la anul sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire și ne pregătim pentru o festivitate mult mai mare. Este, cum să vă spun, un proiect pe care l-am discutat împreună cu instituția prefectului și cu Consiliul Județean și noi sperăm să demonstreze unitatea tuturor unităților administrativ-teritoriale și a cetățenilor din județul Gorj. Nici în acest an nu vor lipsi defilarea gărzii de onoare sau ceremoniale militare și religioase.